Luni, la primele ore ale dimineții, s-a înregistrat un număr foarte mare de pacienți, fapt care a adus un grad ridicat de disconfort în rândul celor care au avut de așteptat la cortul de triaj. Deși este permisă și prezentarea directă la fișier pentru programare, acest lucru doar prelungește timpul de așteptare al pacienților până la accesul în spital, fapt pentru care se recomandă ca toți cei care apelează la serviciile medicilor din ambulatoriul integrat să încerce să-și facă programare telefonic pentru a se reduce cât de mult timpul de așteptare în cazul în care sunt pacienți care doresc să să și facă programarea la fișier. Acest lucru va fi posibil zilnic doar între orele 13 și 18, tot pentru a reduce timpii de așteptare, precum și timpul petrecut în cortul de triaj. Pentru completarea chestionarului, conducerea Spitalului Județean pune la dispoziția pacienților, în format PDF, pe site-ul Unității Medicale, documentul care poate fi completat de fiecare persoană înainte de prezența fizică la spital. Ne bucură faptul că maramureșenii au încredere în serviciile oferite de medicii Spitalului Județean de Urgență, însă pentru a preveni situațiile de supraaglomerare, așa cum s-a întâmplat și ieri, venim cu rugăminta ca toți cei care doresc să fie văzuți de specialiștii noștri să își facă telefonic programarea și să încerce să completeze chestionarul înainte de a sosi la spital. Totodată rugăm pacienții și aparținătorii să se prezinte la unitatea medicală, conștienți fiind de faptul că se admite intrarea în incinta instituției cu doar 20 de minute înainte de ora programată pentru consultație, iar un pacient poate avea un singur însoțitor. Programările se fac în ordinea solicitărilor, indiferent dacă sunt consultații care îndeplinesc condițiile contractuale sau consultații contracost. Iar solicitanții se prezintă la triaj cu 30 de minute anteriori orei programate, a declarat managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență, Baia Mare, Alexandru Oros. După efectuarea triajului, pacienții se vor adresa fișierului alocat pentru specialitatea solicitată, amplasat în holul mare al spitalului. Deoarece nu se permite așteptarea îndelungată în fața cabinetului medical, trebuie știut faptul că și pentru bolnavii programați de medicul specialist curant trebuie să se anunțe din timp la fișier ora programării. La nivelul spitalului județean se menține unde e posibil consultul prin telemedicină, contactându-se cabinetul sau medicul specialist. Totodată, pentru a fluidiza accesul în spital încă de luni, 18 mai, s-a luat decizia de a fi permis accesul în spital pe trei intrări diferite. Astfel, pacienții care au programare la radiologie și magistică medicală, la diabet sau la pediatrie vor intra pe ușa laterală, cea de la remene. Pacienții care se prezintă pentru internat de zi sau eliberare de certificat de deces se vor prezenta la unitatea de primiri urgențe, iar pentru celelalte cabinete medicale rămâne accesul în spital prin intrarea principală.